Bună dimineața, Uglea! Neața! Vreau să încep o emisiune astăzi în legătură cu cei ce merg în continuare. Eu nu mă dau bătut, nu am să văd capătul la defilele Trinca, pentru că în continuu fură-ți distruge și a fost o comisie care am avut la plângeri la domnul Haruzin de 3 ani de zile. Totuși am insistat și a venit o comisie. Tot am sunam, dar el spunea domnul Nichita asta, domnul Mihai Uglea, îmi spune că domnul Petruș Cluj a fost încredințat ca scăbărit și întrebările cu mine la prieteni, să gătească odată cu totdeauna. Și toată lumea îmi spunea, sună-l pe domnul Ghenade Părlic, el e șeful meu și să îngheie drumul să mă duc ca-ți fac ordine. Și iată, eu tot sunam la Ghenade, teta asta, el spunea că ce ar să duc, până ar să vei, și acolo s-a strâns treburile astea, s-a strâns, au mers 3 ani de zile când eu am așteptat de la Harujin, am fost la audiență, am fost cu dânsă. Și am așteptat să-mi dea răspuns și nu-mi dau răspuns la întrebările mele. Și iată, am scris odată și am dat întrebarea la urmă și Harujin a dat comandă, până înainte de a scoate Harujin de la lucru, a dat comandă să iasă, înțelegi. Și eu tot sunam, putem să avem legătură, Haruzin l-am prins odată când se dăie, asta l-am prins la Ogotaș, nu știu, era clădirea aceea periclosă, fără mare. Și mi-a spus, domnul Petrov, și eu l-am trimis pe domnul Nichita, ăsta, pe domnul Uglea Mihai, ca să facă un și pe la capăt să rezolve întrebările. Și totuși, bun, el îi spune, Uglea iar îi spune, sună pe Ghenade Părlic. L-am sunat pe Ghenade Părlic și acolo îi spune, măi, dați-i drumul, dați să vezi, verificăm întrebările, este că eu nu pot șed atâta, să așteptă 30 de ani de zile și eu nu pot scoate la ideală păcării de astea care spune de milioane de lei. Eu și bun am strâmbăt. Și iar că au venit vremea în luna lui, la gătitul august, anul trecut, vine Uglea, am prins acolo o groapă de bani care era data arsă și a dat comandă Uglea că groapa aceea și e pus sub periculă. Pus și până nodul și când avea documente, nu avea literă. Și vremea până a fost cu Uglea, la control, cu deputatul de la Parlament a fost la comisie de la Ministerul Mediului, ca să constatăm cât s-a furat din defilele Trinca. Și au venit toți acolo, ei s-au dus fără mine, s-au învârtit, s-au dus acolo, s-au învârtit prin carieră, au spus că v-a umblat poliția de la ei și ce nu se vede urmă și ce se vadă urmă acolo, dacă acolo poate să dea drumul. Și-a dus mașinile și-a umblat toată noaptea, dimineața au mers un cârt, 2 de oi pe acolo, dacă ați văd 3 cârturi de oi, și mergem, am văzut mai vede ei acolo, nici o urmă, că umblă mașina, iar nu umblă mașina. Acolo se vede clar, înțelegi, sfură, plități în legătură. Amuie, după ce strâns de asta, Uglea a venit de-a mâna strâns, că a venit și mașina la poliție, m-a luat de-am știmire la urmă, s-a dus acolo Uglea, s-a dus la groapa și de vară acolo sus, unde era, s-a strâns de schepșeli în sac și s-a spus că domnul Petrovici, am luat deși chiatra asta, deși așa să constatăm de unul e asta. Și mă interesează pe mine deși el a făcut-o și este la suprafața aici tăi. Și-a dat comandă Uglea, că blaba și-i de vară și-i pus sub peliculă și documente toate la fața lui. Bun, acolo mai era un vagon de lemn, este că este făcut în măsură, dacă îi stuiți, oricum de doi flot acolo, îi se vezi, poți să-i puși fotografie și eu nu poți să le transmitice, atunci acolo pățăresc prin fotografie și unde îi așteptăm să dea foc. Și ce s-a întâmplat? S-a dus Uglea, s-a dus acasă. Când s-a dus Uglea acasă, nici a spus, da, domn Petroș, azi ne clarificăm, n-au documente nici pe lemne, n-au nimic. Deputatul a plecat, este Dinu Plângău, de aici care este pe omul etnic, l-am întrebat pe Dinu Plângău, era jurist. Zic, băi, ajută-mă, vezi și faci. Dar și pot să fac eu. Apine că eu m-am dat pentru tine, că omul meu, dacă e juristă, ce faci tu acum? Dar frațul e la Iedriței procuror aici. Frațul tot așa e umblă cu feța în sac. Când dă un răspuns, când dă alt răspuns, cu faptele nu se adeveresc, e umblă ca papagare, că e procuroriții să apără toți unul pe altul. Am umblă și faci, umblă-ți duși în concediu. Nu e băgat în concediu, dar eu îl sunt pe есть моя и, соответственно, шеф Надежи, Никита. Никита, шеф Луиза. Да я сум шеф Луиза исполнил. Он из Углея. Я не вспомнил, к чему он говорит, у нас один Углея, один кончает, раз декларит в том, кто это. Но я вспомнил дом Углея из Польши, дом Углея. Eu vreau programa asta din partea restul peliculă și doar date la asta, la expertiză. Deci eu nu sunt acord, înțelegi, cu cei și-au făcut Uglea aici și au spus el ca să le facă la analiză, teatră, eu știu ce-a spus el acolo, și eu nu sunt de acord. Dar pentru că cum vine Uglea, noi nu clarificăm, nu zici cu clapa cei de vară acolo. Acum, în timp, ăla și-ți face, se duce Uglea la Uglea, dar aici vreau să faci eu treaba, înțelegi? În timpul și ala, au dispărut groapa de bar care a fost o peliculă arestată și făcut tot cu părinții, făcut tot măsuratul, 8 metri lungime, 4 metri lățime, 1,50 în înălțime. Nu ai spus, da, am fost de acord, cu asta te-a pus sub peliculă. După un vară a dispărut. Eu întreb procurorul de la Iedris, că așa le-am spune că eu am dat multe documente la Iedris, la Iedris cu asta, cu groapa și echipa. Așa, care crezi, mă, ta, că e explicația? Că sunt incompetenți sau sunt corupți și ei? Ei toți sunt corupți. Asta e o bandă, asta e o bandă întreagă. Eu nu pot spune altceva nimic. Eu n-am văzut încă așa, chiar hoții, sfate bine de la Procuratura Generală, fie au dat comandă, făcut pe urmă, el rămâne basma curat, el nu știu, și pe de procuror, este procuror, nici o bandă. Eu nu mă înțeleg. Ești și bine cu procurorul. Eu sunt învățat, înțelegi, că cu banii străiască să fac pentru trezice. Eu nu pot, eu sunt așa, eu nu pot, eu pentru dreptate mă dau un imran, deci scoți bandiți. Cum spune procurorul ăsta de la Iedris? Procurorul de la Iedris spune, de Petrovici, eu nu știu nici, mă dau de la 1, 2 și lasă de este de ei. Și dacă nu prezent, de când de azi stau, dacă nu prezent, eu nu îmi răspund la poliție. Acum el, comisarul ăsta zice, măi, eu v-am dat, dați-i răspuns, este scris acolo. Nu Petrovici mi-a răspuns să-l dat. Și răspuns e dat, e unii varul. E varul mătrân, omul care a fost prijină. Varul nu este al lui. Asta este un patron, înțelegi, că avea legătură cu poliția, cu toți procurorii, cu toți asta aici. Spus din timp, în timp de vreo 8 luni de zile, el a făcut aproape, că fost sute pe ani de varul, omul și ala. Mergele cu gata, plăbiți, omul și comandă, înțelegi, numai omul cu poliția, cu procuratura, cu toți o bandă, cu o dreagă. Eu la mine, la urmă, de mă înșept și să mă ameninți, că dacă am să mă duc acolo, am să mă împus de acolo, am să mă duc ca să-i fac așa, am făcut niște înțelegi ăstea și nu e nimeni nici o măsură mică. Vreau să fac o adresare de procurorul general al Republicii, domnul Stoianul ăsta, Alexandru, ca să iei măsură de urgență. Să iei măsură de urgență și ce toți înțelegi și să-ți tragă plecat cuva și nu vrea să mă arde cu mine nimeni, că acolo îi dă dopus băiețul Ivarului de la scoad și poliția nu vrea să margă, că nu are dreptul. Eu îmi zic că procurorul din Iedris că ăsta a venit cu un zantă și l-a zbutrit. O fugit să-și duci vădării, l-a băgat la închisoare, unul e fugit, îmi trebuie, nu-ți găsești, unul. Și mă am încă doi acolo care ședete și turistești, îngutesc ca papagare, șeful, îi apără, toți acolo. Toți trebuie să ducă, din Iedris așa părățești. Comisarul din Iedris a fugit, a mutat din ei și s-a dus. Dar și ce-ai făcut dacă nici procuratura generală nu faci treabă? Dar de-am cine și mai greu? Spune pe multe că ți-a fost de cam 2 luni de zile. A fost ăsta, Volcu ăsta, Volcu, Pavel Volcu, comisarul la Iedris. L-am strâns de 30-30, comisarul are procesul verbal în față de sute de mii. Colesnic, Victor, care e zona de Lafetești aici. El are, înțelegi, șefii de șef de când a fost sectorist la mâine asta, peste 5.000 de cuburi de teatră sfurate de pe el, eu am document, i-am tot, și el nu răspunde, nu a făcut un proces verbal, îi slăbeați de o bandă din a idei. Îi spun ei că nu cheadă în Naurie, dacă nu cheadă în Naurie, iată i-am prins, poți cheadă în Naurie, îi spun să nu-s teritoriul tău, poți să acela, dacă nu sunt 10 de bani cât sunt, îi slăbeați cu primărie, de acolo îți fac fara acolo, și acolo într-o parte și i-am prins cuva și când am spus, da, domnul Petrovici, nu e de vară. Până se duce în poliție și spune că este, vara cu altă îi spune că nu-i vară. Și am un fond că să dau părând înapoi. Să mă scuzați de expres, dar nu mai pot, înțelegi? puteau toți în năpăși fugă, se știe, de acolo toți au mâncat, toți mănâncă, dar eu trebuie să îmi plășa la prost, strâng înțeles să mă cresc în gura mare. Și la noi legile, să la mie lege, dar nu funcționează. Ei toți învățați, înțeles, să ieși spun. Când au fost cu voi, pe aici la Ionis, așa că declarat că ministrul de interne, el mi-a spus, a zis, domnule, și eu o să iau măsuri, și cum ai să iei măsuri? Ce îți faci tu? Eu i-am spus, înțeles, că eu am ascultat ce vorbită, la mine stați mi-a făcut ită, mă lăsam de mi-a făcut ită, dar nu i-am scris, ce faci tu? Ia de într-o lună de zile, ai 320 de oameni, ai violență cu toată țara, sunt violată, înțeles, ce faci tu de la ministru? Și au luat el, să înțeles, Ciorici, că și-o răspune, rușinul aparat, înțeles, toate astea, oameni dintre stradă, pentru capul ăla, dar bandit s-o strânșteți, înțeles, ședul în temor acolo, ședul în temor acolo să-i strânjiteți. Cum aici, poate din ăsta să mă lăsăm de regulă, să-i spați pe mine ăsta, și nu-i spați pe ești partid, în ziua de azi, să facă regulă, înțeles, în țara asta. Eu și el, am asta imediat, ca să ne înțeles la fața locului, o comisie, rog, procurorul general, domnul ăsta, Alexandru Stoianov, să iei măsuri urgente, să sute și mii de lei, milioane spală aici și nimeni nu iei măsuri. În Trinca nu spune, nu spunem la alți sate, e Trinca în Băchinei și așa este pe loc numărul noi și 3 sate. S-a distrus stâng și s-a distrus în Gorghinești, de plec monumentul istoric a naturii, s-a furat și s-a distrus în zi. Lădinița la Gorghinești, mă duc și-am filmat acolo, făcută la cheie, vin românii, ne fac lădinițe la cheie, dau înțeles, din pare, dar este făcută prin 80-90 și lădinițe, nu a fost nici un copil, n-a fost acolo, o dată s-a distrus acum de sute de mii, de băci de milioane de ei care plec lădinița, nu-i trage nimeni la răspândere. Noi suntem o țară, zici, că săptămâna să ne istifacă, alții ne strânși, alții ne America să ne istifacă. Deci, eu înțeles pe asta, eu înșiți o scris, înțeles, îi spun seriot, înțeles, Procuratura Generală, spune organele să lucreze, să aleagă acolo, că fost numai loc și bandiți, începând din Răioane, începând de la noi, de la Clira, pe sus și tot așa. Și vreau să-i trage atenția cum mărgești cu ministrul, că am venit cu ministrul, am venit atenționare de stat, înțeles, că eu am opit, înțeles, de treaba asta, șoferia, dar o știu că închid biletul, îți închid pe ei, nu se uite șoferii ăștia care stăți banii lor, taxiurile de toate mașinile astea, stăți alor din Parlament și Guvern, înțeles. Nu merg banii, nu dau bilete, dau jumătate bilete, nu dau deloc, înțeles, bilete. Mașinile și ele sunt faramate, nu corespund asta. Păi ei împămărit biletul, zbog oamenii ăștia, țăranii ăștia mai de capul lor, nu știți, înțeles. A ieșit la prim-ministru, ministrul dat că în țară, dată că se dau la ministrul economiei. Ministrul economiei nu vrea să răspundă la telefon. Eu nu pot scrie atâta, eu nu sunt pisatul, nu sunt vreau să ies, îi spun că eu și nu sunt eu comisie la față loc, să-mi dovedesc, înțelegi, cum lucrează autogările, nici noi, eu am mers pe nici noi cu autobuză. Eu am văzut alți cu filauri, nu să-și le face, sute de mii face bani, înțelegi, pe marșuri și acolo de ei. Pe risc să pune din lumea asta, înțelegi, nu le fie jurătăți că ăștia scoții lor, zăpășii, nu dau tichete, nu prin nimică. Strâng banii ăștia, zbai de tăi, dar unde am sfat în momentul când spun, ei strâng banii ăștia, cum au mărit banii și mulți țăranii ăștia ăștia? Eu și el că să rote și procuratorul să dă la Trinca, eu nu pot, nu zic, mă duc cearii. Ca să le dau răspundul, ești strângeți să dă la față loc și nu clarificăm, ești procurorul de azi, de azi l-am sunat, nu răspunde. Uglea nu răspunde, Părlăi nu răspunde, Nichita nu răspunde. Procurorul general, numai că rămâne că se scriu pe internet, să fac emisiunea asta, să-l rog de urgență, să iei măsuri, să ești lucrătorul lor. Am înregistrat și am ajung la Procuratura Generală cu protest și poate le-o aminti și de cazul de la Trinca. Mulțumesc pentru relatare. Auzi, este, eu sunt gata, înțeles, eu smorg și eu așa cum sunt, înțeles, să mă duc ca tine, să mă duc ca să mă duc ca să mă duc ca tine, să iei măsuri, eu vreau, Uglea și tras de răspundere. Uglea a pus mâna, este congurit mâna și de atâtea îl fuzi, ba apirații, ba una, ba alta, că azi nu-i răspunde la telefon. Am înțeles. Ah, coisa boa. Não,